care, la un moment dat, ajung împreună, au ceva al lor și rămân pe viață cumva. Da. Bravo. Cum și cu reghe, cam păi, rămâne pe viață și sper ca după ce au trecut și nervii și frustrările și toată nebunia asta, să rămânem prieteni cum am rămas eu cu primul meu soț. De asta nici n-am mai anunțat, nici nu trebuie să anunț, că nu interesează pe nimeni, nici măcar presa, ce vorbim despre ce, cum facem, ne împăcăm, nu, ne-am împăcat, suntem ok, vorbim pentru copiii noștri, luăm decizii împreună pentru copiii noștri, copiii sau liniștii, sunt fericiți. Viața merge înainte, el va rămâne parte din sufletul nostru și familia noastră toată viața, avem un copil împreună. Ai învățat să mai dai o nouă șansă, dacă ar fi cazul? Da. Și știi la ce mă refer? Cea mai mare greșeală a unei femei care a fost rănită, care a suferit, este să facă mereu comparații ce a făcut fostul cu cel care vine în locul fostului. Uh-huh. Și să judece întotdeauna și să stea atentă, să se uite, mamă, face, nu face, nu. Foarte frumos. S-a închis o ușă și când tu ai închis ușa aia, și dacă ai geamul deschis, îți intră o altă șansă pe acolo, știi? Da! Niciodată, crede-mă, nu am trăit momentul, nu am trăit prezentul. Și acum aici trăiesc clipa, orice acum, ar fi. Crede-mă ca și cum ar fi ultima zi. Da. Fiecare secundă e ca și cum e ultima. Nu mă gândesc ce o să fie, dacă vine reghe acasă, dacă mă împac cu reghe, nu știu. Și iau momentele exact așa cum vin el. Da. În uite, suflet, și vrei să spun ceva. Așa, acum, direct și... Laur pe mine o să mă iubească toată viața lui, după Dumnezeu eu o să fiu. Dacă există în vise, rămân în vise și nu mă mai trezi, căci fără tine n-aș putea trăi. Super! Și într-o secundă iubire aș muri. Ce frumos cântă și românește!